10 minute, da. Bună ziua tuturor! Vă rog frumos să vă așezați. Ne bucurăm foarte mult, avem sala plină și avem foarte mulți doritori pentru participare. Eu sunt Valentina Budruglungu, eu sunt profesor universitar, președinte Gender Centru și mă bucur că noi astăzi cu toți ne-am adunat aici, la Universitatea de Stat din Moldova, Aula Regina Maria, pentru a realiza un eveniment în cadrul campaniei internaționale 16 zile de activism împotriva violenței față de femei și fete. Este un eveniment care este parte a campaniei mondiale. Deja de 20 de ani, Republica Moldova este parte a acestui eveniment major mondial. Și noi, Universitatea de Stat din Moldova, ne aliniem la acest eveniment. Pentru început, cu mare drag, vreau să-i ofer cuvântul doamnei profesor, prim-prorector, Otilia Dandara, cu un cuvânt de salut. Vă rog, doamnă! Bună ziua, stimați, bună ziua, doamnă secretar de stat al Ministerului Muncii și Protecției Sociale, stimați parteneri de dezvoltare, reprezentanții Organizației Internaționale a Migrației, stimați domnule decan, dragi profesori și studenți, astăzi Aula Regina Maria este neîncăpătoare, sunteți prezenți aici, prezenți la o conferință care e la a 10-a ediție, deci e o tradiție a Gender Centrului din cadrul Universității de Stat din Moldova și a Facultății de Psihologie, Științele Educației, Sociologie și Asistență Socială, de a pune în discuție o problemă destul de sensibilă a societății moderne, problema violenței. Zicea doamna șefa Gender Centrului că vorbim astăzi despre violența împotriva femeilor și fetelor. Sigur că această categorie socială, determinată în bază de gen, este vulnerabilă pe alocuri în condițiile integrării socioprofesionale, deci a societății actuale. Se mai întâmplă și astăzi pe piața muncii uneori discriminări și de salariu și de atitudine atunci când este vorba de angajare și cât n-ar fi de straniu dacă este un bărbat și o femeie, angajatorul încă mai are, din păcate, o abordare tradițională să iei bărbații. Și știți de ce? Vă zic, pentru că sunteți în mare parte fete aici. Pentru că zice, bine, se angajează, naște copii, nu este o consecvență în strategia de dezvoltare a instituției, ori noi, femeile și fetele, încercăm cumva să depășim aceste stereotipuri pe care le are societatea și astăzi constatăm un alt fenomen, fenomenul emancipării femeii, care câteodată în comunicarea în familie, în comunicarea în colectivele noastre de muncă, câteodată ziceam că poate merge într-o altă extremă, adică impunerea comportamentului femeilor în raport cu colegilor bărbați sau cu angajatorii lor bărbați. Mai identificăm o tendință în învățământul superior din lume, dar și de la noi din țară, că o statistică pe care, de exemplu, o are Universitatea de Stat din Moldova constată o dinamică pozitivă a creșterii numărul studentelor în comparație cu studenții. Deci astăzi, dacă vorbim despre cele 11.000 de studenți a Universității de Stat din Moldova, constatăm că undeva 70% sunt fete și doar 30% sunt băieți. Chiar și unele facultăți, care până nu demult se considerau facultăți,
În mare parte, unde veneau studenți băieți, ca de exemplu Facultatea de Drept sau Facultatea de Matematică și Informatică, cu deosebire specialitățile ce țin de tehnologiile informaționale, se considerau, ziceam, până nu de mult, facultăți unde veneau preponderent băieții. Astăzi și acolo vedem o creștere a fetelor înmatriculate la specialitățile respective. Să zicem că este o tendință bună? Da, posibil că, pentru că asta demonstrează dorința fetelor, femeilor, de a-și crește calificarea muncii, pentru că experiența și mondială, și regională, și națională arată că femeile și fetele care au o calificare mai înaltă au mai multe posibilități, oportunități de angajare în câmpul muncii. Ziceam că este bine. Pe de altă parte, iarăși, unde este acel echilibru și cum este bine să menținem echilibru, sigur, prin metode educaționale și nu prin discriminare, pentru ca și băieții să-și mențină tendința și dorința de a veni în învățământul superior și a avea calificări de nivel mai înalt. Sunt atâtea și atâtea probleme care vă vizează direct pe dumneavoastră. Din considerentul că astăzi sunteți aici și acum studenți, din considerentul că la nivel social îndepliniți și dumneavoastră multiple roluri sociale, cum ar fi, să zicem, surori, fiici, poate și soții, prietene, colege și așa mai departe. Și atunci, într-o societate pe care ne-o dorim să fie armonioasă, lucrurile vin dintr-un sistem de valori și din atitudinile pe care le avem față de noi înșine și față de cei cu care comunicăm și relaționăm. Deci eu urez succes acestei conferințe și sper ca să fie un dialog, ca această sală să se transforme într-un câmp de discuții în care voi veți găsi răspuns la unele întrebări care vă frământă sau, știu eu, pentru cineva dintre voi, va fi un mediu din care veți învăța, veți consolida niște atitudini mult mai constructive decât poate le aveți până în momentul de față. Mult succes conferințe și mult succes pentru deschiderea pe care am avut-o întotdeauna privind problemele sociale, ziceam, din partea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cu care suntem în parteneriat consolidat de foarte mulți ani și dezvoltăm programe, precum și reprezentanților Organizației Mondiale a Migrației, deoarece suntem într-un context regional foarte dificil acum, unde doar prin consolidarea eforturilor putem depăși anumite situații de criză. Mulțumesc și mult succes conferinței! Doamnă profesor, noi vă mulțumim din suflet pentru că este foarte importantă această susținere la nivel administrativ. Totodată avem alături de noi domnul profesor Vladimir Guțu, decanul Facultății Psihologie și Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială, o personalitate care mereu a susținut toate acțiunile și activitățile noastre, sau noi mai spunem bărbat gender sensibil, transformativ. Vă rog, domnul profesor. Onorat prezidiu, stimați colegi, stimați studenți, eu azi am aflat cine sunt. Bărbat, gender, sensibil. Am să spun și acasă. Stimați colegi, uitați-vă, problema care se discută astăzi și se va discuta încă mulți ani înainte, care s-a discutat și mulți ani înapoi, pentru că îmi pare că cauza violenței trebuie de căutat în istorie, în ceva legat de antichitate și încă mai, pentru că vedem că de rezolvat foarte complicat această problemă. Eu am crezut că educația este cel mai important factor
al diminuării violenței. Eram încrezut că așa. Dar câteva zile în urmă am auzit două informații că un fotbalist de la Barcelona, foarte cunoscut, milionar, a bătut soția tare, care stă în comă. Tot acum erau informații că un campion olimpic a ucis soția. Și întrebarea mea, eu cred că doi bărbați ăștia aveau și studii superioare. Erau în vizorul. M-am gândit că de căutat răspunsul, cum de diminuat violența, trebuie din mai multe părți, din mai multe perspective. Și aici vreau să vă spun că facultatea noastră are potențial, pentru că noi, ați auzit, suntem de științe ale educației, psihologie, sociologie și asistență socială. De fapt, problema violenței noi la facultate putem privi din aceste patru perspective și să găsim și să căutăm niște răspunsuri, care este foarte complicat de găsit. Mai mult decât atât, problema, astăzi se discută problema violenței față de femeie și față de fete, dar acum sunt probleme și violențe față de băieței, de băieți, de bărbați chiar. Tot este o problemă, este o problemă când abuzuri de violență fac fete. Am văzut, ați văzut la televizor multe ori când fete bat alte fete. Și nu este mai puțin problemă, nu numai din partea bărbaților sau băieților. Deci, cu alte cuvinte, este o problemă foarte complicată. Multe organizații internaționale și la noi în țară se preocupă cu această problemă. Și eu sper că, bun, dacă nu rezolvăm, măcar să găsim tendințe cum de rezolvat. Chiar dacă am spus că nu educația, totuși în schimb părerea și alți factori mai puternici decât educația, nu este astăzi, orice caz, care ar diminua violența în genere, în violență în familie, în violență față om de om, față... Deci, mai ales cel interesant că factorii externi, provocările lumii contemporane, tot ce se întâmplă în lume astăzi, crize, războaie, nu devin factori mai buni și care ar contracara acest proces. Invers, creează și alți factori care ne pun pe noi în situații de stres, dar bărbatul sau omul în situații de stres mai puțin controlează emoțiile. Și atunci trebuie de ținut cont și de factorii acestea actuali, externi, pentru că una, se diminuiește violența, cred că în secolul XIX era una, și în secolul XXI pare că apar noi factori, trebuie de gândit altfel. Dar eu sunt sigur că astăzi vreau să vă doresc una, ca să vedeți, să găsiți lumina la finalul sau capătul tunelului. Vă doresc succese! Mulțumim mult, domn profesor, pentru că dumneavoastră încă o dată ați confirmat cât de important este educația, contextul educațional, și vreau să vă spun, stimați studenți, studente, profesori, profesoare, onorată asistență, că, de fapt, prin conferința noastră, noi deja contribuim la implementarea programului național de prevenire și combatere a violenței față de femei, a violenței în familie, aprobat de Guvernul Republicii Moldova, unde scrie foarte clar importanța pregătirii cadrelor. Iar dumneavoastră, exact cum a zis domnul profesor, sunteți viitorii psihologi, cadre didactice, sociologi, asistenți sociali. Noi cu dumneavoastră suntem obligați să avem o viziune comună. Nimic nu justifică violența. Violența se bazează pe putere și control. Violența nu poate fi tolerată. Uite, aceste mesaje la nivel internațional
se reiterează de an în an. Și în special aceste activități noi le avem împreună, le realizăm împreună cu partenerii noștri de dezvoltare. Și astăzi, în mod special, vreau să menționez Organizația Internațională pentru Migrație. Pentru că ea ne-a susținut foarte mult în organizarea diferitor conferințe dedicate problemei violenței în familie și vreau să vă spun mai mult ca atât, cât de multe activități noi am făcut și pentru dialogul dintre ambele maluri ale Nistrului. Aici, alături de noi, o avem Persila Preda, coordonatoare Organizației Internaționale a Migrației. Lia, te rog! Yes, hi! Bună ziua! I'm sorry, my Romanian is still really bad, so I will have the help of translation. Scuze că engleza mea, româna mea încă nu este bună, de aceea vom vorbi prin intermediul traducătorului. So honestly, I'm super happy to be here. It's not been, it brings me memories from university, but I'm really happy for the partnership with the ministry, the partnership with the gender center, and of course with the university. Cu mare drag vă zic că aflându-mă aici, mi-aduc și eu aminte de cei ani frumoși de studenție, dar totodată vreau să recunosc acea activitate de colaborare cu Ministerul Educației și cu alte instituții ale Guvernului Republicii Moldova. Sorry, I think there is some technical problem. I need to go there? Da. Ah, ok. Pardon. Sorry. E pornit? Da. Okay, so as I am, we're super happy to support this initiative because one of the things that we support more is prevention programs. Și sunt super fericită să mă aflu aici pentru că un aspect pe care noi cel mai mult îl susținem în activitatea noastră este, îl reprezintă programele de prevenire. Of course, we are super happy to support comprehensive care that we provide together with MLSP. Cu siguranță că noi suntem bucuroși să susținem îngrijirea deci intensă și împreună cu centrul o facem de zi cu zi. But this year our focus is again prevention. Dar în anul curent accentul îl punem de asemenea pe prevenire. So if you look around yourself, I see a lot of girls here and women. So just looking at the data, we know that one out of three women experience violence, which include abuse, sexual abuse, harassment, and other type of violence. Și dacă aruncăm o privire în jurul acestei săli, vedem aici că majoritatea sunt fete. Și totodată, dacă ne uităm la statistici, una din fiecare trei femei se confruntă cu situații sau cazuri de abuz, hărțuire, deci abuz sexual, fizic, de orice gen. So it means that every three one of you experience violence. Ceea ce înseamnă din fiecare dintre dumneavoastră, trei dintre dumneavoastră, una se confruntă cu abuz. And the first important thing is what do we mean by prevention? It means investment. Și în primul rând atunci când vrem să spunem ce facem noi prin prevenire, deci noi investim. And it means investment on programs that prevent women and girls from ending up in situations of violence. Aceasta înseamnă că noi investim mijloace în activități de prevenire astfel încât să ajutăm femeile să nu ajungă în situații de abuz sau de violență. And as you are future professional, this is what we are trying to do. It's trying to improve the discussion among youth. Și deoarece dumneavoastră sunteți studenți, sunteți viitori specialiști, noi anume de aceea suntem aici pentru a consolida discuția dintre noi și pentru a vă ghida ca să îmbrățișați aceste aspecte. Of course, it means how women and girls should respond to violence and should see the signs. Desigur că noi vorbim cum femeile și fetele trebuie să răspundă la astfel de situații, cum fetele și băieții trebuie să învețe să reacționeze.
But we need to discuss about how boys and men treat women. Dar trebuie să discutăm și despre modul în care bărbații și băieții tratează femeile. It means when one of you guys see another friend of you abusing his girlfriend, threatening his friend, a woman, you should take a step and talk. Aceasta înseamnă că atunci când voi, dragi băieți, vedeți că prietenul dumneavoastră abuzează de prietena, de iubita sa sau tratează într-un mod abuziv alte fete sau femei, trebuie să interveniți. It means when you will be on a workspace and you see a colleague who has been harassed, it means that you go and report. Ceea ce înseamnă că atunci când vă veți afla la locul de muncă și veți vedea că unul dintre colegii dumneavoastră este hărțuit, dumneavoastră trebuie să raportați astfel de cazuri. It means when a teacher tells that your daughter cannot enter a certain field like law because she's a woman, you tell them no. Aceasta înseamnă că atunci când cineva, chiar și un profesor, vă zic că nu, fiica dumneavoastră sau fata dumneavoastră nu poate să meargă la facultatea de drept, asta înseamnă că trebuie să ziceți nu, că, să spuneți un nu acestui factor. And this is the, our message from this campaign is to say no, no to certain behavior and yes to support women-led organization, women economic empowerment, women independence, yes to program to discuss with boys and men the behavior that brings to violence. So this is our message for this year. Deci motoul pentru anul acesta este de a spune nu la astfel de situații, nu violenții și a spune da colaborării cu organizațiile care sunt conduse de femei, colaborării care abilitează femeile. And of course to complete just to mention that our mandate in on migration and Moldova in the last year has really lived through a difficult path. Și vreau să vă zic că activitatea noastră a celor de la IOM Moldova, OIM Moldova, este deci desfășurată pe o cale așa dificilă, îngreuiată în ultimul timp. And what we've seen is that some women, both Moldovan, Ukrainian and other country, not only they've been discriminated for their gender, but also they were coming from a migration experience of forced migration. Deci ceea ce înseamnă că noi nu doar am observat femei moldovence sau ucrainene, nu doar că ele sunt, deci vin dintr-un mediu unde poate pot fi abuzate, dar și vin și din mediul, deci și au migrat încoace și ceea ce au fost forțate de a face acest lucru. And honestly, myself personally have been amazed by the response of the government in this regard. Și deci cred că este important și este pozitiv acel răspuns ferm din partea guvernului din acest context. But of course, there is always more that we can do, and we hope that during this conference we can discuss more about what we can do more. Dar cu siguranță că sunt mult mai multe lucruri pe care noi le putem face și astăzi vom discuta anume despre ceea ce noi putem face în plus. And I think that's enough because it's already too long. Thank you so much. Enjoy the conference and thank you everyone. Cred că mă opresc aici pentru că deja am furat mult timp. Mulțumesc și succes conferinței. Mulțumesc frumos, Lia, pentru că din perspectiva drepturilor omului este foarte important să punem anume acele accente la care tu le-ai referit. Plus, vreau să menționez că, de fapt, astăzi avem alături Organizația Internațională pentru Migrație cu suportul colegilor din Ambasada Statelor Unite ale Americii și, în special, Biroul pentru Populație, Refugiați și Migrație, Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii. Deci, ca să înțelegem un nivel foarte înalt, pentru că avem un suport la nivel internațional care apreciază și includerea și contribuția Universității de Stat din Moldova la combaterea și prevenirea acestui flagel. Iar anterior am menționat că avem mai multe parteneri și doamna profesor
prim rector, doamna Otilia Dandara, a menționat parteneriatul de lungă durată deja cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale și avem alături de noi pe doamna Corina Ajder, secretar general adjunct Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Vă rog. Da, mulțumesc, secretar de stat. Mă bucur foarte mult să fiu aici, că a fost student a Universității de Stat și alături de dumneavoastră. Eu, primul lucru pe care îl remarc, faptul că există aceste discuții, faptul că noi putem fi expuși de tineri la aceste idei, este deja un mare progres față de acum 15 ani, când am absolvit și eu facultatea aici la USM. Și rolul vostru este cumva foarte mare, pe de o parte pentru că studiați exact subiectele care vă vor expune pe viitor la aceste situații și puteți avea un impact imediat, direct, la îmbunătățirea acestei situații, la rezolvarea acestei probleme pe care am auzit-o. Cifrele sunt foarte îngrijorătoare. Într-adevăr, 75% din femeile din Republica Moldova au fost expuse la o formă de cel puțin unei forme de violență din partea partenerului intim la un moment dat în viață. Deci, într-adevăr, cam în jur de partea asta și partea asta din aulă. Nu este acceptabil. Mai mult decât atât, fiecare a cincea femeie angajată în Republica Moldova este supusă unor forme subtile de hărțuire la locul de muncă. Nu vrem să vă descurajăm în activitatea pe care o veți urma, însă este o realitate că mai avem de lucru pentru a îmbunătăți, pentru a crea condițiile pentru ca fiecare femeie și fată din Republica Moldova să poată trăi și să poată lucra fără violență. Acum noi, ca Ministerul Muncii, avem un rol destul de mare, o responsabilitate, aș spune, destul de mare, de a veni cu politicile care au puterea să reducă din acest fenomen. Anul trecut, o să mă refer foarte scurt la două dintre ele, anul trecut a fost, mai exact recent, în acest an a fost aprobat programul național privind prevenirea și combaterea violenței față de femei. Anul trecut avem și un program pentru egalitate de gen, în care includem un set de măsuri într-un mod coordonat. Deci, care sunt acțiunile pe care le pot întreprinde diferitele instituții ale statului, împreună cu societatea civilă? Deci, este o viziune însoțită de un plan de acțiuni. Deci, cum ne putem mai bine coordona eforturile pentru a putea ajunge la aceste femei și fete care au nevoie de mai multe servicii în comunitate pentru a putea găsi suportul de care au nevoie? Ne concentrăm și pe prevenire, așa cum a menționat și antevorbitoarea mea. Prevenirea și intervenția proactivă în domeniul violenței față de femei și violenței în familie joacă un rol cheie în acest program, al cărui obiectiv este reducerea semnificativă a acestor cazuri. Deși, pe termen scurt, reducerea ar putea părea ar putea să se manifeste sub forma de mai multe cazuri raportate, mai multe cazuri, mai multe condamnări pentru aceste situații, pentru că una dintre problemele de bază este subraportarea acestor cazuri, e faptul că aceste probleme sunt ascunse. Inclusiv din acest motiv, atât de important să vorbim deschis despre ele, așa cum o facem azi aici. Deci, mai multe cazuri raportate, deși ar putea părea că se agravează situația, în realitate este un semn bun în opinia noastră și ne propunem ca femeile, fetele să se simtă în siguranță, să se adreseze autorităților cu aceste probleme. Și vom crea condițiile împreună pentru a putea fi ascultate într-un mod profesionist și pentru a putea statul să ia toate măsurile necesare în răspuns la aceste probleme. Un cuvânt și despre violența, hărțuirea și violența la locul de muncă. Pentru a contracara acest fenomen, tot mai multe țări din întreaga lume ratifică Convenția 190 privind combaterea hărțuirii la locul de muncă și Republica Moldova s-a angajat să facă acest pas. În scurt timp, deja am inițiat toate procedurile de ratificare și asta ne va permite să investim și mai mult în instituțiile statului, în inspecția muncii, pentru că asta este rolul nostru. Trebuie să mergem, să monitorizăm, trebuie să ne asigurăm că inspectorii au
cunoștințele și instrumentele să depisteze aceste cazuri, să înțeleagă semnalele și ei, să poată sancționa dacă este necesar și să putem crea o cultură în care să putem avea condiții decente de muncă pentru toată lumea. În final, vreau doar să spun că aceste măsuri nu vor fi suficiente, pentru că e o problemă atât de înrădăcinată, atât de profundă și eu chiar cred că rolul vostru, al celor persoanele care veți interacționa cu victimele acestor cazuri, este unul fundamental. Voi puteți fi o rețea de campioni, ca să zic așa, care puteți aduce, puteți crea o altă cultură în Republica Moldova. Și noi avem mari speranțe că vă veți asuma această misiune alături de noi și vă urez succes. Mulțumesc frumos pentru că ați punctat niște idei extraordinar de importante care vizează nu numai parteneriatul cu toți actorii implicați, da? Dar și eforturile clare care trebuie să le abordăm în continuare toți împreună. Pentru că orice schimbare începe de la fiecare din noi. Da. Noi vă mulțumim pentru că mai sunt activități astăzi paralel și noi cu dumneavoastră în continuare vreau la moment să mulțumim speakerilor noștri, celor care au avut cuvântul de salut. Și începem a doua componentă, unde special pentru dumneavoastră au venit specialiști din diferite structuri, care o să ne familiarizeze un pic care sunt mecanismele de abordare, unde este rolul statului, unde este rolul nostru cu dumneavoastră, să vedem cum mergem înainte într-un efort comun, coagulând eforturile noastre. Și aici, cu deosebit respect, vreau să ofer cuvântul doamnei Lilia Pascal, șefa direcției cu privire la egalitatea de gen între bărbați și femei. Bună ziua! Pentru mine este o plăcere și o onoare să fiu astăzi alături de dumneavoastră la această conferință științifico-practică. Vreau să abordez cu dumneavoastră un subiect foarte important și element important al politicilor de prevenire și combatere a violenței față de femei și violenței în familie, cum ar fi abordarea multidisciplinară a lucrului cu cazurile de violență. După cum s-a spus, este un fenomen care, din păcate, este întâlnit în toate societățile și perpetuează de la an la an, de la o etapă istorică la altă etapă istorică. Iar toate intervențiile noastre duc spre faptul ca să găsim acele mecanisme, mijloace, procedee, proceduri politici, cum să oprim acest fenomen. De aceea e foarte important, fiind un fenomen care are la baza sa multe, multe și diverse cauze, de ce îl întâlnim în societățile noastre, respectiv este nevoie de o implicație a mai multor profesioniști specialiști pentru a preveni acest fenomen și a-l combate. Convenția de la Istanbul, ratificată de Republica Moldova în anul 2021 și intrată în vigoare începând cu anul 2022, ne obligă pe toți noi să întreprindem și mai ales ca stat parte la acest tratat internațional, să întreprindem măsuri în vederea implementării acestei convenții, care este axată pe o abordare de patru piloni. Adică statul trebuie să intervină pe dimensiunea prevenire, pedepsire, protecție și politici integrate. Deci, la dimensiunea politici integrate, noi aplicăm abordarea aceasta multidisciplinară. Dacă să facem o paralelă cu fenomenul violenței în familie, avem legea 45 din anul 2007, care pune bazele sistemice și conceptuale cum prevenim acest și cum combatem acest fenomen. Deci, ca entități responsabile, aici găsim mai multe ministere, adică autorități publice centrale, care au palierul său de competențe în prevenirea și combaterea acestui fenomen. Respectiv,
Aceste ministere au misiunea și mandatul în plan de orizontală și în plan de verticală pe structurile sale să asigure această abordare și să întreprindă măsuri de prevenire și combatere. Aspectul de abordare multidisciplinară îl începem chiar de la elaborarea politicilor. Rolul coordonator în acest proces revine Ministerului Muncii și Protecției Sociale, care, reieșind din mandatul său, dispune de o platformă multidisciplinară, adică un consiliu coordonator pe dimensiunea de prevenire și combatere a violenței față de femei și violenței în familie, care întrunește în sine membri ai diferitor autorități cu competențe pe dimensiunea dată și nu numai. Dar aici avem membri și din partea societății civile, avem membri și din partea partenerilor noștri de dezvoltare, care împreună decidem, discutăm, dezbatem și aprobăm acele modificări legislative, acele politici publice pe dimensiunea dată și acele intervenții care trebuie să fie făcute de fiecare dintre noi ca să reușim în prevenirea acestui fenomen și combaterea lui, dar mai ales pe dimensiunea practică. Respectiv, abordarea multidisciplinară se începe de la nivelul cel mai înalt, de elaborarea politicilor și a legislației. 2. Această abordare noi ne propunem să o menținem și la nivel operațional, adică de intervenție pe cazuri concrete. Și aici, la fel, avem și dispunem de profesioniști atât din domeniul sectorului social, medical, ordine publică, sectorul de justiție, probațiune, care cu toții împreună, având anumite mandate și competențe, intervenim la diferite etape de identificare, asistență, referire și reabilitare a cazurilor de violență față de femei și violență în familie. Ca instrumente de bază, acești profesioniști dispun de instrucțiuni, profesioniștii care ne ajută ca fiecare dintre noi să înțeleagă care este mandatul lui de intervenție, de unde până unde este mandatul unui sector și de unde până unde este mandatul celuilalt sector. De asemenea, avem și aprobat recent, anul trecut, un ordin comun de intervenție în cazuri de violență în familie, care la fel stabilește atât area de intervenție pentru fiecare dintre noi, cât și platformele comune, unde nu putem să nu intervenim în comun pe anumite aspecte. Deci vedeți că această abordare multidisciplinară este ca un fir roșu care trebuie să persiste atât la nivelul de elaborare și a legislației și politicilor, cât și la nivel mai ales operațional, de intervenție pe cazurile respective. De asemenea, o altă platformă foarte importantă la nivel teritorial este echipa multidisciplinară, care intervine pe fiecare caz, atunci când este referit la anumite centre specializate și are misiune mai largă cu referire la aspectele de incluziune sociofamilială a acestei persoane și nu numai, dar un accent prioritar la momentul actual se pune pe abilitarea economică a femeilor ca să fie capabile în continuare să nu mai depindă de relația aceasta abuzivă și să pună capăt acestui cerc de violență în familie, ori acelui cerc de violență și acțiuni la care este supusă chiar și în viața socială. La fel avem și anumite centre dezvoltate care aplică la momentul actual această abordare multidisciplinară. Este vorba de centrul din Ungheni pentru victimele violenței sexuale, care a fost creat în premieră cu suportul donatorilor, și aici mă refer la Organizația Națiunilor Unite pentru Femei și alți parteneri care se axează pe o abordare multidisciplinară și pe o intervenție simultan a tuturor specialiștilor pe dimensiunea dată. Un alt centru recent deschis este Centrul de Justiție Familială a Ministerului Afacerilor Interne, care la fel pune la baza sa ca într-o platformă comună să intervină mai mulți specialiști și să nu blamăm, să nu stigmatizăm victima și să o purtăm dintr-un sistem în altul,
astfel pierzându-și încrederea în propriile puteri și neavând susținerea aceasta holistică, reciprocă a sistemului în contextul unei unice, eu aș spune, unic acoperiș, se mai spune one window approach, da? Deci aceste centre vin să pună în plan practic o abordare nouă, o abordare multidisciplinară a fenomenului și mai ales de asistență a victimelor violenței familiei și violenței față de femei. Ca să închei discursul meu, aș vrea să punctez în primul rând asupra faptului că în anul 2023 Guvernul a aprobat un nou program, este cel de-al doilea program, care la fel, la baza sa, își pune abordarea aceasta holistică și aici avem unul din obiectivii care este centrat pe consolidarea mecanismului de protecție și asistență pentru victime violenței față de femei și violenței în familie, prin această abordare multidimensională, care este reflectată în Convenția de la Istanbul. Și ca acțiuni specifice, ca obiective specifice, ne-am propus în continuare, deci până în anul 2027, să muncim împreună cu diferiți actori pe domeniu la dezvoltarea sistemului integrat de servicii sociale adresate victimelor violenței față de femei și violenței în familie, să consolidăm sistemul de sănătate, în măsura în care să dețină capacități îmbunătățite de intervenție și asistență, documentare și referire a cazurilor și la fel să intervenim pe dimensiunea consolidării mecanismului intersectorial pentru a asigura o mai înaltă capacitate a profesioniștilor în a identifica, referi, a proteja victimele violenței de femei, victime violenței față de femei și violenței în familie. Și în continuare, ca niște recomandări pentru cei care sunteți astăzi prezenți și faceți parte la această conferință. Fiecare dintre voi poate deveni un agent de schimbare. Ce ar însemna aceasta? Să nu mai tolerați în continuare acest fenomen atunci când îl vedeți desfășurat, ori îl întâlniți alături de dumneavoastră în societate, ori chiar acte de violență care se întâmplă rudilor, prietenilor, cunoștințelor dumneavoastră. Doi, să începeți schimbarea de la dumneavoastră. Azi, fiecare dintre voi decide că el nu va fi ori ea victima violenței în familie, ori victima oricărei forme de violență. Și atunci, având-vă pe voi acei agenți de schimbare, noi mizăm foarte mult că aceste stereotipuri, prejudecăți, care nu fac altceva decât să perpetueze acest fenomen, va fi, la momentul dat, întrerupt. Deci, dumneavoastră sunteți cei care puneți bazele acestei mișcări de prevenire și combatere a acestui fenomen. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim frumos! Mulțumim frumos, doamna Pascal, pentru că ceea ce ați menționat este exact ce avem noi de făcut, pentru că avem studenți, avem profesori, noi toți undeva suntem membri ai echipei multidisciplinare. Și aici trebuie să lucrăm toți împreună. Mulțumim frumos și eu vreau să invit alături de noi pe doamna Șimcic Alona, ofițere, inspectoratul general al poliției, Ministerul Afacerilor Interne, care exact ei sunt unii din cei mai activi membri ai abordării multidisciplinare a fenomenului. Doamna Nina, eu vă rog, veniți aici alături. Doamna Valeria, veniți alături. Și Olena, da, prisăediniați-vă cu noi. Mai avem alături niște prezentări extraordinare. Violența față de femei și violența în familie afectează grav societatea, atât pe termen lung, cât și pe termen scurt. Respectiv, fiecare persoană poate fi victima violenței în familie. Pe termen scurt, poate fi victima când a fost o singură dată aplicată o violență, nu fizică, dar desigur psihologică, și pe termen lung este afectată victima când este supusă permanent actelor de violență.
protecția victimii și sprijinul și asistența pentru depășirea consecințelor violenței este o abordare foarte importantă în societatea noastră și toți noi care suntem în societate, numai decât trebuie să raportăm actele care suntem martori a violenței și totodată să informăm în serviciu 112 despre toate ce am constatat sau am văzut în procesul de zi cu zi a fiecărui cetățean. Intervenția reprezentanților organelor de constatare în soluționarea cazurilor privind la actele de violență este reglementată prin instrucțiuni metodice și aici sunt stipulate modul de intervenție a poliției în cazurile de sesizare, raportare a cazurilor menționate. Poliția în cazurile de violență în familie urmărește mai multe scopuri, precum ar fi prevenirea și reducerea fenomenului violenței în familie prin toate mijloacele legale disponibile, asigură protecția și siguranța victimei și membrii familiei care suferă de violență în familie, în special copiii vârstnici sau persoanele cu dizabilități, asigură examinarea sesizărilor reclamante de către cetățenii victime cu privire la cazuri de violență, administrează probe, ridică urme biologice, precum și trageri la răspundere penală și contravențională agresorului, precum și resocializarea acestuia. Reducerea recidivii și necesității de intervenție repetată, eficientizarea activității de prevenire cu subiecte violenței în familie, abordarea multidisciplinară a cazurilor de violență în familie și referirea subiectului violenței în familie care către serviciile sociale specializate de asistență și consiliere. Datele oficiale denotă că pe parcursul a 10 luni ale anului curent, poliția a documentat 766. Datele oficiale denotă că pe parcursul a 10 luni ale anului curent, poliția a documentat 766 cazuri care au instrumentat infracțiuni prevăzute în articolul 201 prim cod penal, dintre care 11 cazuri de violență în familie au fost documentate în baza articolului 201 prim alineatul 4, soldate cu decesul victimii urmare a vătămărilor corporale incompatibile cu viața. Precum au fost documentate 17 omoruri, în care 10 cazuri victima a supraviețuit. 26 violuri, 13 acțiuni violente cu caracter sexual și 1418 contravenții documentate în baza articolului 78, cod contravențional, violența în familie. Începând cu anul 2017, poliția, în momentul când intervine la solicitările cetățenilor în cazurile de violență în familie, emite ordin de restricție de urgență. Este o măsură provizorie unde agresorul este scos imediat din locuință și prin acest fapt victima este protejată. Astfel, pe perioada anului 2023 au fost eliberate 4582 de ordini de restricție. La fel au fost în procesul supravegherii ordonanțelor, ordinilor de restricție, au fost stabilite 555 contravenții în care agresorul a încălcat prevederile ordinului de restricție. Și în baza acestuia a fost documentat. Procesele contravenționale sunt examinate în instanța de judecată. În cazul în care, în urma evaluării riscului, se constată existența unui pericol iminent pentru viața sau sănătatea copilului, angajații de poliție acordă asistența autorităților tutelare, în cărei rază este locul aflării copilului,
în conformitate cu legea 140 privind protecție specială copilului aflat în situații de risc și a copilului separat de părinți, asigurându-se în acest sens procedurile prevăzute de instrucțiunile privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru protecția victimei ale violenței, neglijării, exploatării și traficului, aprobat prin hotărârea Guvernului 270 din 2014. La fel, de către instanțele de judecat, perioada anului curent au fost emise 635 de ordonanțe de protecție, iar în procesul supravegherii modul de respectare a modului de protecție s-a constatat că agresorul a încălcat prevederile în 344 ordonanțe de protecție. În acest sens au fost împărniți cauze penale în prisma articolului 320 și sancționați conform legislației în vigoare. La fel, agresorii sunt supuși pe perioada unui an monitorizării din partea poliției. Aceștia sunt lunar chemați la organele de drept sau sunt verificați la domiciliu. Inclusiv sunt petrecute discuții cu victimele violenței. La fel și se discută și cu apeleul, unde aceștia vorbesc despre acțiunile agresorului la momentul când noi ne adresăm. În acest context vreau să menționez că abordarea fiecăruia din noi este foarte importantă în procesul de prevenire și combatere a violenței în familie. Noi suntem cei care trebuie să sesizăm, poliția să examineze, alte organe să asiste victimele care s-au confruntat cu violența în familie. Și numai astfel noi vom reduce fenomenul de violență în familie. Eu vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Și noi vă mulțumim mult pentru că noi toți trebuie să cunoaștem cine și ce avem de făcut, care este mandatul de intervenție, care este mandatul de intervenție a fiecărei structuri și să colaborăm intens. Pentru că parteneriatul dintre structuri, dintre noi toți, contează foarte mult. Cooperarea și organizarea eforturilor noastre. Iar acum, în acest context, vreau să ofer cu deosebit respect cuvântul colegii mele, Nina Lozinske, care este secretarul general a Platformei pentru Egalitate de Gen, care îmbină mai multe organizații care lucrează foarte mult acum pe dimensiunea prevenirii și combaterii violenței în bază de gen în contextul crizei umanitare. Mulțumesc. Introducere. Vreau doar să pot deschide prezentarea. Puteți începe. Da. Mie îmi spune Nina Lozinski, eu sunt secretara generală a Platformei pentru Egalitate de Gen și o să vreau cumva pe prezentarea mea succintă care o să o am în următoarele 10 minute să am și un pic de interacțiune cu voi și să mă axez de fapt pe faptul cine suntem noi, Platforma pentru Egalitate de Gen, și cu ce ne ocupăm și cel mai interesant care este rolul nostru în tot acest proces de combatere a violenței în bază de gen, cel mai mult că noi suntem mai mult o rețea de organizații a societății civile și activiști și activiște care militează pentru egalitatea de gen în Republica Moldova și nu doar în Republica Moldova, suntem prezenți și pe, la nivel regional. Suntem 51 de membri, nu, prezentarea numărul 5. 51 de membri, dintre care 29 sunt organizații a societății civile care lucrează în domeniul prevenirii violenței în bază de gen.
Și focusul nostru, probabil, cel mai important este anume acesta de a lucra în prevenire. Desigur că avem și organizații care lucrează cu victimele a violenței și aici este momentul cel mai interesant care revine cumva răspuns la ce ne ocupăm noi și întrebarea noastră de ce ar avea egalitatea de gen cu prevenirea fenomenului violenței în bază de gen. Dacă aveți astfel de întrebări, atunci răspunsul meu este unul foarte clar, pentru că dacă vrem să avem o societate în care fiecare își valorifică potențialul, trebuie să avem un parteneriat de gen, atât în familie, atât la locul de muncă, în spațiu educațional, în toate sferele. Ei, parteneriatul de gen, noi de gen considerăm că este cheia sau una dintre acele direcții care poate contribui la prevenirea violenței în bază de gen. Și prin acest lucru, de fapt, îl facem doar prin, spuneam mai devreme vorbitorii, prin educație și colaborare cu alte instituții. Dacă la universitate voi aveți parte de educația formală, noi, de fapt, ne focusăm pe cele activități non-formale și intervenim acolo unde, de exemplu, uneori structurile statului nu reușesc să o facă. Și, de fapt, rolul organizațiilor societății civile vine cu un fel... Mie îmi place să o numesc acel punct de conexiune între instituțiile statului și cele și persoanele beneficiare sau victime care au nevoie de suport. Pentru că noi, comparativ cu organizațiile statului, suntem cele care avem luxul, aș spune eu, de a fi flexibil, da, flexibil și a interveni prompt atunci când apare o situație. Avem mecanisme și instrumente care ne permit să facem lucrul ăsta și inclusiv în dialogul și cu suportul partenerilor de dezvoltare. Tematica conferinței de astăzi este în principiu și cel în care strategiile de intervenție în prevenirea și combaterea violenței în situațiile de criză. Ori crizele ne arată că crește foarte mult nivelul, da, riscul de a avea situații de violență și agresiune în societate și pentru aceasta avem nevoie să creăm spații sigure, confortabile pentru femei și fete și, bineînțeles, în situații de criză, cele care sunt cele mai des supuse sunt fetele și femeile. Astfel că organizațiile membre a Platformei pentru Egalitate de Gen s-au focusat anume pentru această dimensiune și a crea anume spații sigure, atât pentru cel puțin ultimii 2 ani, spații siguri pentru fete și femei. Ați văzut imaginea anterioară că unul din poze era de fapt și un băiat. Și, de fapt, o altă rol a societății civile este, sunt aceia în care, dacă voi, ca viitoare specialiste, specialiști, cei care veți lucra în domeniul combaterii violenței în bază de gen, ei, voi puteți să vă regăsiți și în spațiul de a lucra și cu organizațiile neguvernamentale care prestează servicii, iar noi, inclusiv în cadrul activităților noastre, avem și studenți, sau fost studenți a Universității de Stat din Moldova, pentru care le mulțumim pentru potențialul pe care ne-l oferă ca și lucrători. Deci, ca și strategii de intervenție, noi ne focusăm, de fapt, pe doi pași foarte importanți. Primul este cea asistență umanitară de urgență sau asistență de urgență acordată victimelor sau posibile victime și asta de obicei cei ce au nevoie urgent, da? Acele necesități de acoperire de mâncare, igienă, îmbrăcăminte și așa mai departe și inclusiv shelterele pentru victimele violenței. Dar noi ne focusăm și pe faptul că asistența umanitară trebuie să fie de scurtă durată sau asistența de urgență de scurtă durată. Tu trebuie să vii cu niște programe în care să asiguri durabilitate și sustenabilitatea persoanei care se află într-o dificultate și asta trebuie să vină asistența în cazul dacă e o criză de urgență umanitară și plus programe de dezvoltare. Și aici, de fapt, Gender Centru este membra Platformei pentru Egalitate de Gen. Doamna Valentina Bodrug este și în bordul Platformei pentru Egalitate de Gen. O vedeți și aici în imagine. În cadrul, o să vorbesc un pic despre practici pozitive. Un program la care eu personal țin foarte mult este abilitarea femeilor și refugiate și cele localnici în prevenirea, de fapt, de a crea cumva comunități bazată pe principiul păcii și siguranței și inclusiv parteneriate între administrația publică locală și ONG-uri locale pentru a construi pacea la nivel local și inclusiv oferim acel suport, dacă vreți, expertiză pentru administrația publică locală, cum ei să intervină, astfel încât să nu dăuneze mai mult, pentru că știți, uneori vrei să faci un bine și tu de fapt duci în zona discriminării și aici e momentul în care tu, ca specialist, atunci când vrei să oferi un ajutor, să-l faci în astfel ca să nu discriminezi pe nimeni, să nu blamezi, dar din contra să vii cu plus valoare și cu ajutor.
Practici pozitive este Academia de Leadership Feminin pentru Pace, dar cel mai important că în acest program, când vorbim despre egalitate de gen, oportunități, șanse egale, noi oferim și suporturi de mini-granturi în valoare în jur de la, pornind de la 1.000 de euro pentru, un concurs de granturi. Femeile se întorc în comunitate, participante la această academie se întorc în comunitățile lor, identifică necesităților fetelor și femeilor și dezvoltă acțiuni împreună cu ele pentru a crea spații sigure. Acestea sunt rezultatele și pozele. Deci în urmă, pe parcurs a 2 ani am avut 70 de beneficiare femei din întreaga țară care au participat la acest program și ca practici pozitive am avut concurs de mini-granturi în care femeile construiesc pacea și dezvoltă comunitățile locale. Ca și rezultate, 20 de femei și 20 de proiecte care schimbă pozitiv dezvoltarea comunitară și promovarea egalității de gen. Aceste 20 de femei, de fapt, au atins, vedeți, 309 beneficiari și 2235 beneficiari. Beneficiarii în direcție sunt 38.391. 28 de ONG-uri și suntem în 13 raioane. Asta vorbesc doar de anul 2023. O altă, spunem, bună practică la care sunt invitați sau inclusiv și specialitatea dumneavoastră sunt echipele mobile care merg în fiecare regiune și în fiecare localitate să identifice și să vor discute cu fiecare comunitate și să le vorbească, de să informeze despre centrele disponibile, informații, cine se preocupă de violență în bază de gen și la cine poate cel mai important solicite ajutor în cazul în care sunt marturi sau sunt victime a unui fel de fenomen. Și acesta, de fapt, este echipa mobilă, rezultatele echipei mobile Gender Centru, care timp de 7 luni a făcut 27.000 de kilometri, ca să înțelegeți, în fiecare zi sunt teritoriu și în fiecare zi cel mai, de fapt, și un alt lucru foarte interesant, când am avut forumuri, discuții cu organizațiile conduse de femei, asta a fost identificat ca practica cea mai bună. Atunci când echipele multidisciplinare ajung la beneficiar direct, nu așteaptă el să vină, pentru că poate el nu o să mai aibă niciodată curajul acea femeie și fată să vină să spună despre durerea sa, o să zică că e treaba familiei mele și eu sunt singură vinovată sau poate din frică, din rușine, nu o să poată să vorbească despre ea, dar atunci când tu mergi și te vede prezent acolo și tu spui că ești reprezentantul unei echipe mobile și acolo unde îi arăți locuri unde poate să ceară ajutor din zona din care locuiește, este un lucru foarte bun. Echipele mobile sunt, eu le spun că de fapt este un serviciu destul de costisitor, dar el are efecte și este unul foarte bun la care împreună cu toții putem să contribuim, inclusiv să fie preluat de către instituțiile statului. Echipele mobile oferă și inclusiv sprijin de activități de informare și recreere, pentru că doar în aceste activități cumva creează un cadru în care femeile, fetele se deschid și încep a vorbi despre problemele lor. Alte organizații membre au dezvoltat sau îmbunătățit accesul la servicii esențiale de sănătate, protecție împotriva violenței în bază de gen pentru persoanele refugiate din Ucraina și cele din comunitățile gazdă, pentru că un lucru la care noi am militat ca platformă pentru egalitate de gen a fost când toată criza umanitară care a apărut să fie introduse obligatoriu și comunitățile gazde și femeile și fetele din localnice. Pentru că atunci când creezi pacea și coeziunea, trebuie neapărat să ții cont și de necesitățile, să coeziunea să face împreună cei care sunt oaspeți și cei care sunt pe teritoriu. Nu poți să oferi spații siguri doar pentru o categorie de beneficiari care trăiesc în comunitate și pe ceilalți îi excluzi. Ei, și pentru asta, de fapt, a fost militarea organizațiilor, societății civile și avem în Republica Moldova este cam singura țară care în răspuns umanitar a inclus și localnicii. Vreau doar să menționez alte 5 organizații ale Platformei pentru Egalitate de Gen care oferă servicii în prevenirea și combaterea violenței acum la moment cu suportul UNFPA. Este Asociația Femei pentru Societate Contemporană, Asociația FINA, Asociația Baștea Frăsinești, Asociația pentru Drepturile Omului Lex 21 și Asociația Pro Cimișlie, care se află în diferite regiuni ale țării, care oferă servicii sau activități de bază, sunt instruiri, evenimente, seminarii, spuneam, educația non-formală, discuții publice, ateliere de informare, consilieri, traininguri, cursuri de cursuri origami, network-uri, jocuri, deci toate activitățile includ cumva această care să asigure coeziunea între localnici și refugiați. Și aici vedeți deja traseul unde noi ne aflăm, rezultatele generale. Eu vorbesc doar rezultatele pe anul 2023. Este o muncă colosală care le pune societatea civilă și aici întotdeauna este loc de mai bine. Dar ce e cel mai important
pentru că societatea civilă de obicei vine cu niște instrumente, le numesc eu uneori inovative, pentru că ei sunt cei care lucrează la firul ierbii, sunt cei care înțeleg problema și o discut întotdeauna cu beneficiari. Și pot spune să fac acea legătură între să vină la instituțiile statului, spună, uite, în sistemul vostru nu funcționează, de exemplu, un anumit aspect și noi ridicăm această întrebare cu formă de flag, atenționare și inclusiv venim cu soluții. Soluțiile astea inovatoare nu ne permit inclusiv în parteneriatul care îl avem cu partenerii de dezvoltare, pentru că ei sunt cei care au încredere în noi, ne oferă această posibilitate ca noi să fim alături de beneficiari și beneficiarele noastre. Probabil am să închid aici prezentarea mea și încurajarea mea către voi este în felul următor. Să fiți proactiv în ceea ce faceți. Dar cel mai important, să depuneți suflet în ceea ce urmează să faceți și în jobul care voi să-l faceți. Pentru că dacă o să depuneți suflet, voi cu siguranță o să fiți acea sensibilitate, care spunea doamna Valentina Bodrug la inițial, prezentat pe domnul profesor, că este bărbatul gender sensitiv. Noi trebuie să fim toți dintre noi gender sensitiv, pentru că asta înseamnă să înțelegem, de fapt, necesitățile fetelor și băieților, să le valorificăm și să folosim acest potențial pe care îl avem. Mie îmi pare rău că noi avem 70% studente, dar pe piață se regăsesc mult mai puține, pentru că preferă majoritatea dintre cele care sunt chiar cu studii superioare totuși să aleagă de a avea o viață mai puțin de emancipare economică și aici, cu siguranță, mai avem încă mult de lucru. Mulțumesc frumos că sunt aici, dacă mai sunt întrebări și discuții. Nina, mulțumim frumos! Mai departe, avem iarăși încă două prezentări foarte interesante. Așa. Vreau să pornim cu filmulețul, pentru că doamna doctor Valeria Gonciar Pascaru azi ne va vorbi un pic despre aspectele de consiliere. O componentă extrem de importantă. Voi veți lucra pe diferite elemente, care oricum, într-o formă sau alta, înglobează consilierea. De ce este atât de important? Pentru că, cum zicea Nina, cum ziceau ceilalți, suntem acum într-o perioadă foarte vulnerabilă. Lumea are nevoie cineva să-i asculte, să-i audă, să-i susțină, elementar să înțeleagă necesitățile diferite ale fetelor și băieților, bărbaților și femeilor. Vă rog să porniți, doamna doctor, și mergem mai departe. Bună ziua, stimați colegi, stimați oaspeți, stimați studenți. Eu am să abordez din altă perspectivă acest subiect. Tema, din păcate, rămâne a fi actuală, tema violenței. Și vreau să menționez că comportamentul violent este generat de multe ori de neputință. Incapacitatea omului, persoanei, de a răspunde adecvat, de a răspunde decent, este determinată de starea asta de neputință a lui, ceea ce îl face să se comporte violent, pentru a-și depăși condiția care îl face să se simtă neputincios, incapabil, neglijat, neimportant, inferior. Uite, așa se simte foarte des copilul. De aceea, din perspectiva copilului, eu voi aborda acest subiect, cum am mai spus anterior, și vreau să mai menționez cuvintele Virginiei Satir, care zicea că multe cărți s-au scris despre copii, dar foarte puține cu ochii copilului, din perspectiva copilului. Și acum vreau să vă demonstrez, să vă arăt, să vă prezint un filmuleț, numai că colegul nostru, dacă vrea să mă ajute. Vă rog mult. Vizionați, vă rog, acest film cu atenție și după o să vă adresez câteva întrebări. Mai uit că este microfonul, așa că să mai fac niște scăpări, dar o să-mi dau seama. Deci să fim atenți cu toții la filmul care o să fie prezentat. Vă rog. Thank you.
Eu vă mulțumesc pentru că ați fost atenți și am simțit că ați pătruns dincolo, da, de ceea ce poate că considerați până acum că este o realitate. Pentru că copiii știu care este adevărul, ei văd adevărul, ei poate că nu știu să vorbească despre el, despre acest adevăr. Copiii simt dincolo de cuvintele care le spun părinții. De aceea, cu ochii copilului se vede o altă realitate. Acum cât ați vizionat, ce emoții ați avut dumneavoastră? Dacă vreți chiar să spuneți. Am să vă ajut eu, că doamna Valentina zice că am 2 minute. Unii au simțit o revoltă, alții milă, alții compasiune, alții indignare. Poftim? O divizare. Și ce ați simțit în legătură cu asta? O dorință de a interveni cumva, da? De a fi alături de acest copil necăjit, că este necăjit. Așa este. O persoană care nu are niciun fel de suport emoțional din partea părinților. E vorba de un abuz în cazul ăsta, așa este. Noi vorbim despre violență, dar foarte rar, de fapt, abordăm problema asta copiilor care se simt într-un mod anume în situația post-divorț. De ce am hotărât eu să fac așa o paranteză și să mergem și pe dimensiunea aceasta? Vorbim un pic despre consilierea parentală în cazurile de abuz emoțional asupra copilului în familie. Foarte succint, din păcate, o să continuăm discuția, dacă vă doriți, la dezbaterile care vor fi mâine. Cum să schimb slide-ul, doamna? Da. Așa, deci, uitați-vă, abuzul emoțional, punctăm niște termeni cheie cu care o să operăm. Abuzul emoțional este, în general, un comportament inadecvat, care lasă sechele. Sechele care, la vârsta copilăriei, sunt interiorizate, așa că la vârsta adultă se manifestă în anumite comportamente. Deci, au niște efecte negative asupra psihicului victimei. Violența verbală, de fapt, înseamnă abuz emoțional și reținem că din partea persoanelor cunoscute, a celor care ar trebui să simțim siguranță, se manifestă mai des abuzul emoțional. Așa. Și dacă vorbim despre acest abuz emoțional, atunci el se referă la respingere din partea părinților, în cazul nostru așa o să punctăm, izolarea care o simte copilul, amenințarea, da, niște situații amenințătoare care creează frică copilului, neglijența de care el are parte în momentele când părinții sunt foarte focusați pe rezolvarea problemelor dintre ei doi, da, de conflictul care există între ei doi, manipularea copilului, o să revin la subiectele astea mai târziu în alte slide-uri, agresiunea verbală, așa, imediat. Dacă vorbim despre securitatea emoțională a copilului, atunci noi trebuie să ținem cont de mai multe aspecte ca să creăm această securitate emoțională. Adaptarea copilului post-divorț, fiindcă este o nouă condiție pentru el de supraviețuire, este o criză de familie, sunt alte reguli, alte, nu știu, chiar contextul poate fi diferit. Deci el trebuie să adapteze. Vorbim despre coparentalitate în cazul ăsta. Vorbim despre, neapărat ținem cont de profilul psihologic al părinților. Ținem cont de vârsta copilului, de particularitățile individuale ale copilului și de rezidența securizantă. O să discutăm, vă zic, în detalii, dar nu acum, din păcate, nu-mi permite timpul. Factorii care influențează asupra conflictului parental și asupra calității coparentalității ar fi cei individuali, care țin de personalitate, că vorbeam de personalitatea părinților, toleranța acestora scăzută la frustrare, toate, să zicem, calitățile astea personale, ele compromit capacitatea de a răspunde adecvat, adaptativ la schimbările specifice evenimentului de tranziție și de criză. Experiențele, problemele, conflictele nerezolvate în stadiile anterioare sunt alți factori de familie, deci conflictele anterioare de familie. Dacă noi pășim pe o altă treaptă, da? Problemele nerezolvate la treptele anterioare, ele creează diferite impedimente, da? Sunt niște bariere, niște provocări adăugătoare. Nu înlesnește lucrul ăsta, rezolvarea conflictului, din potrivă, îl accentuează și mai tare. Rolul tradițional de gender tot este un factor important. Tu ești femeie, tu trebuie să te comporți într-un mod anume, tu ești bărbat, tu trebuia să faci nu știu ce. Deci astea sunt tot niște chestii de luat în considerație. Și factorii externi, evident, implicările celor din anturajul nostru, intervențiile lor.
și contextul și condițiile care sunt, da, care se referă la acești factori externi, tot trebuie luat în considerație atunci când consiliem părinții pentru a-i ajuta să-și depășească, da, să depășească această tranziție de la o condiție la alta. Eu, iată, am trecut peste un slide, dar vreau să vă zic că dintr-o relație de căsătorie, ca să revin la coparentalitate, un termen care l-am folosit, vreau să-l explic. Dintr-o relație de căsătorie, unde trebuie să fie armonia, înțelegere, dragoste, afecțiune, probabil că a fost o perioadă, numai așa, și copilul s-a simțit bine în cadrul acestei familii. Deci, dintr-o această relație frumoasă, părinții se mută într-o relație de tip business. Și asta este un fapt real, da? Tip business. Acum vă explic ce înseamnă asta. Singura sarcină acestei colaborări sau acestei relații, pe termen lung, este coparentalitatea. Exercitarea în comun a sarcinilor și autorității părintești. De aceea, noi vorbim în cazul, da, despre coparentalitatea cooperantă și atunci totul în regulă, copilul este asigurat cel puțin că va depăși cu succes, da, toate etapele astea de adaptare, asimilare, acomodare, da, toate etapele astea cu ajutorul părinților înțelepți care știu să colaboreze, copilul le va putea depăși bine, da, cu mai puține sechele. Și cu parentalitatea conflictuală, care ne trezește, de fapt, sau ne creează anumite probleme. Care este impactul conflictului asupra relațiilor? Și uitați-vă, asupra relațiilor dintre soți, ce probleme pot apărea? Pozițiile de competiție dintre cei doi parteneri, care se iubeau cândva. În relația lor era cândva dragoste, armonie și frumusețe. Fiecare devine victima celuilalt, că dacă e ascultat pe fiecare, atunci clar că are fiecare părerea lui despre ce s-a întâmplat și el este victima. Distrugerea celuilalt partener poate fi un obiectiv pentru careva mai supărat să-l distrugă cu, da, cu orice scop pe celălalt, să nu mai aibă parte din mic bun. Și asta este o realitate, din păcate, cu care ne confruntăm. Și intervențiile persoanelor terțe amplifică conflictul. Acum, relațiile părinte-copil, cum sunt ele amenințate din cauza acestui conflict? Părinții nu mai sunt atenți la nevoile copilului, așa cum ați văzut și în filmuleț, copilul are niște necesități, are niște nevoi. Și ele nu sunt, să zicem așa, neimportante pentru părinte. Nu, doar că el nu le poate observa pentru că e focusat pe alte momente mai grave pentru el de rezolvat sau mai importante de rezolvat. Fiindcă părinții devin ușor iritabili, nerăbdători, au o responsivitate emoțională scăzută. Este firesc pentru condiția lor dacă se află în conflict. Dificultățile financiare iarăși au un impact asupra relației părinte-copil, pentru că părintele singur care își crește copilul trebuie să-l asigure în plan financiar. Trebuie să aibă grijă ca familia lui trebuie să nu ducă lipsuri. De aceea comunicarea părinte-copil este foarte compromisă în cazul ăsta și părinții, copiii rămân iarăși neglijați. Presiunile asupra copilului, conflictele de loialități, identificarea cu părintele, da, cu părintele cu care a rămas copilul să locuiască, iarăși este o problemă. Hai să vă zic încă așa un aspect important. Copilul la vârsta, să zicem, 3-4 ani, voi știți, sunteți psihologi majoritatea, se identifică cu unul dintre părinți. Fetița cu mămica, băiețelul cu tăticul. Da, în regulă, asta este cunoscut fapt. Acum, dacă mama cu tata divorțează, mămica sau fetița s-a identificat cu mama și ea preia atitudinea mamei față de tata. Ea trăiește cu mama, este loială mamei sale. Acum, dacă mama își crește un băiat, mă întrebați, cu cine se identifică? Tot cu tata se identifică, că în regulă, așa este. Doar că dacă mama este supărată, foarte supărată pe soțul său, copilul identificându-se cu soțul proiectează asupra sa toate aceste atitudini. Și el nu poate ierta pe tata, nu se poate ierta și pe sine. O să aibă conflicte foarte mari interne sau intrapersonale la vârsta majoratului sau vârsta adultă. Sunt alte chestii foarte urâte care se întâmplă. Așa, și să zicem că noi, da, coalițiile de familie se întăresc în momentul ăsta. Uitați-vă ce vorbește pe copilul care este loial cu părintele cu care el a rămas să trăiască. El zice,
celălalt părinte, că e mama, că tata, nu ne iubește, astfel nu ne-ar fi părăsit. Nu ne iubește. Vedeți, copilul de 6 ani, așa zice. Nu are voie să se comporte așa cu femeia care a născut un copil și care l-a îngrijit timp de 10 ani de căsnicie. Zice, bă, om, persoana de 15 ani, fie băiat, fie fat. Mama a făcut o alegere foarte proastă că a divorțat. Ce i-a lipsit? Deci, vedeți, copiii vorbesc cu cuvintele adulților, că o să dați citire dumneavoastră singuri la ceea ce am mai stipulat mai departe. Copiii privesc cu ochii părinților, vorbesc cu cuvintele părinților, deci ei deja sunt copleșiți de această emoție a părintelui său, sunt solidari cu ei. Conflictul în relația de coparentalitate se asociază la copii cu, fiți atenți, anxietate de separare, stări depresive, agresivitate, furie, violență, noi despre asta vorbim, violență, tulburări psihosomatice, tulburări comportamentale alimentare, probleme de internalizare sau externalizare, incertitudine, nesiguranță de sine, distorsiuni referitor la sensul identității de sine, nedezvoltarea empatiei, pierderea sentimentului de afiliere, probleme academice, dificultăți de adaptare socială și socializare. Eu închei. Încă un moment care nu-l pot ignora, vă rog mult, coparentalitatea nu include, și trebuie să fim conștienți de asta, nu include romantism și intimitate, soții au divorțat, gata, s-a terminat cu gesturile făcute pentru mine că eu am fost soția ta și eu am o emoție proastă, emoționale, nu include aspectele astea, nu include prietenia. Știți că prietenia este o componentă a dragostei. Nu include divorțul, da? Coparentalitatea prieteniei între cei doi soți, colaborare, parteneriat. Și nu include și aspectele financiare. Mi-mi trebuie pantofi, mi-mi trebuie cizme și mai departe, tu, ce nu ai fost soțul meu, să ai grijă de asta? Nu. Ce include coparentalitatea? Disciplinare, în primul rând, afecțiune, confort, siguranță pentru copil, parteneriat cu soțul, soția, comunicarea constructivă dintre cei doi, luarea în comun a deciziilor, socializare și menținerea relațiilor personale cu părintele nerezident, fiindcă asta este o problemă de foarte multe ori, mare problemă. Și gata, nu vă mai spun nimic, îmi pare foarte rău, că e o temă bună, aici niște recomandări. Eu vă mulțumesc pentru atenție, sper că tema e utilă și revenim la subiect, dacă avem ocazie. Și avem, eu vă mulțumesc, doamna doctor, pentru că ați punctat niște lucruri extrem de importante, iată, în vâltoarea subiectului care noi îl abordăm. Și acum vreau să vă propun, spre atenție, o ultima prezentare, dar nu e deloc ultima după importanță. Avem în fața noastră, colega noastră, Olena Maistrenko, care este studentă la masterat, refugiată din Ucraina și are o prezentare mai specială. Прошуцеве, Олен. Бонезио. Спасибо тем, кто остались, и спасибо, что меня пригласили, несмотря на то, что я не могу говорить на румынском, но буду говорить на русском, и спасибо, что вы меня будете слушать. Да, я беженка из Украины, и 28 февраля я перевела через границу сперва свою дочь и племянников. А 15 марта уже я сюда присоединилась. Раз мне представилась такая возможность, я хочу вас всех поблагодарить за ту помощь, которую вы предоставили в первые дни войны. Когда еще не было никаких международных организаций, а были просто вы, люди, спасибо, которые помогали на границе, которые встречали здесь. И именно за вот эту вашу душу... Слушайте, я не думала, что я буду плакать. Вам огромное спасибо. Итак, управляемое будущее. Поговорим о том, как им можно управлять. Единственное, что мы не можем остановить, так это движение времени. Своё будущее мы можем создавать сами. Либо не создавать, но оно всё равно наступит. Это будущее создаст для вас тогда кто-то другой, и вряд ли он учтет ваши интересы. Для того, чтобы перейти в будущее, есть два способа перехода. Один способ – революционный и эволюционный. Эволюционный он так или иначе наступит, и это будущее вряд ли кто-то решит, учтет твой интерес в этом будущем. Ты окажешься в той позиции, которую для тебя уже кто-то придумал. Но это ли ваш интерес?
Есть способ революционный. Это когда ты сам проектируешь свое идеальное будущее, думаешь, действуешь, достигаешь и принимаешь ответственность за то, какое будущее ты сложил только на себя. На сегодня мир ускорился. Это ускорение, я думаю, каждый ощущает на себе. Потоки информации с разных сторон то пугают, то останавливают, то подталкивают, то тормозят. Как в этом всем не потеряться и научиться жить? Так все же, как управлять своим будущим? Я вам покажу инструмент, которым я пользуюсь сама. Поехали. Итак, первый шаг. В марте 22 года я оказалась здесь, в Молдове, в Кишиневе, в той ситуации, в которой я оказалась. Но зная этот инструмент, что я начала делать? Первое, что это? Анализировать ситуацию, в которой я оказалась. Я ее описала так, как могла. Я прорисовала всех участников, которые вокруг меня. Я описала свою позицию. И она меня удивила. И очень сильно. Что я получаю в этой позиции? Я беженка. Ну, как ни крути, я беженка. Я испуганная, я ожидаю окончания войны. Я беженка с протянутой рукой. Я потерялась в этом мире, я не понимаю, что происходит. Иногда я жалуюсь, иногда я тихонечко плачу. Ну, в общем, такой ждун, который чего-то просит. Было дело. Я это делаю как-то схематично, вот так, как понимаю, и стараюсь быть очень честной с собой. Шаг два. Я смотрю на эту картину и сама себе отвечаю, нравится мне это или нет. Вот просто смотрю по-честному, и мне не понравилось. Следующий шаг. Так как она мне не понравилась, эта позиция, я начинаю сама для себя определять, а что я такого хочу? По-честному, какой я хочу быть в этом будущем? Да, я все равно останусь беженкой в общем понимании для этой страны. И я принимаю это как факт. Но беженкой какой? Та, которая имеет имя? Та, которая делает что-то полезное? Для себя я знаю, что вы тут все психологи, и слово «нормальное» — это такое. Но для себя я все равно на тот момент назвала, что я хочу быть нормальной. Я хочу создавать своим поведением какое-то мнение об украинцах. Определившись, я хочу сама себя обеспечивать, что тоже немаловажно, потому что помощь, да, она есть, ее оказывают, и это тоже, чтобы грести в этом мире, немаловажно, но она рано или поздно закончится. Определившись с позицией, я отвечаю себе на вопрос – а что эта позиция делает такого иного, другого в этом мире? У меня получается набор критериев. Работает, сама себя обеспечивает, арендует жилье, обучается, ничего не требует. И с благодарностью относится к людям, которые ей помогают. Далее я определяю свою цель. Ну, а что я такого хочу? У меня нарисовалось 4 таких глобальных цели. Я хочу сохранить дружеские отношения со знакомыми в Кишиневе, которые мне помогли в первые дни и приняли меня в свой дом. Я думаю, вы много историй знаете, когда рано или поздно друзей теряли в том числе. Вторая цель у меня – быть рядом с домом. Я живу в Одесской области, и вы, наверное, знаете, Кишинев-Одесса – это как бы недалеко. Я хочу обеспечить свое достойное существование и финансово не зависеть от помощи, потому что, повторюсь, она не вечна. И я хочу развивать себя. Если коротко, я задаю себе такой вопрос про цель. Что я такого хочу в будущем? Что такого нового делает моя эта новая позиция, которую я сама себе нарисовала? Следующий шаг. План действий. Первое, я смотрю на цели и сама определяю какой-то приоритет для себя. И реальные сроки, исходя из того, что я понимаю. Одним словом, как и когда я дойду до этих целей? Что получается? Вы помните, я говорила, да, что хочу сохранить отношения со знакомыми, и как я это буду делать? Единственный вариант, который я вижу, это съехать от них.
Я хочу быть с домом, значит, мне надо принять окончательное решение, где именно я остаюсь и что это будет поближе к дому. Я хочу обеспечивать достойное существование и финансово не зависеть. Как я это буду делать? Я определяю свои какие-то навыки, умения и начинаю искать работу. Я ее искала везде. Вот в очередях, где стояли беженцы, я даже ехала в посольство Украины. Я заходила в центре, ой, там главное, по-моему, полиции. Я всегда и везде задавала один вопрос. Я хочу работать. Я хочу развивать себя. Но первое, что мне пришло в голову, это учить языки. Но я себе чуть-чуть врала. Чуть-чуть. Я себя докапываю до своего истинного желания. Я когда-то давно хотела поступить на второе высшее образование, да, связанное с психологией, но когда ты в обычной жизни, в обычном темпе, у тебя то нету времени, то нету денег, то, я не знаю, кошка рожает, то бабушка замуж выходит. И всегда какие-то есть такие штуки, которые нас сбивают. Но здесь получилось по-другому. Я таки вспомнила про это свое истинное желание. Действия. Действия, которые меня привели к моим целям. Ну, опять-таки повторюсь про знакомых, чтобы сохранить. Я что сделала? Я им озвучила, что, ребят, мне нужен один месяц. Я съеду от вас 15 апреля. Я подключила все ресурсы, я ходила по дворам, цеплялась к бабушкам, потому что... А тут я вам открою один секрет. Сайт 3.9, он прекрасен, но бабушки во дворе знают больше. Результат. Я через 3 дня переехала на съемную квартиру. Дружеские отношения сохранились, меня приглашают, и все хорошо, мы рады друг друга видеть. Вторая цель – быть рядом с домом. Ну, пришлось принять окончательное решение, посмотреть на карту, и я определилась, что никуда я не еду, хотя здесь для украинцев соблазнов, ну, верите, выше крыши. В Канаду можно поехать, причем мне даже оплатят билеты. Скажите, кто вас не мечтал об Испании? И туда звали. Франция, Норвегия, Дания и так далее. Но я принимаю решение, что я остаюсь здесь, потому что у меня цель быть поближе к дому. Обеспечить... свое достойное существование, опять повторюсь, везде, где были люди, я ходила, в общем, каким-то чудом мне говорят, что там Каритас нанимает. Через 6 дней от начала моих поисков я подписала контракт с Каритас Молдова. Образование. В августе я объездила, наверное, достаточное количество вузов в Кишиневе. Если вдруг кто не знает, можете обращаться, я уже гидом могу быть по вузам Кишинева. Я нашла университеты, где есть психология, но она на румынском. Я понимаю, что диплом, может, я и получу, но знания точно нет. Я бегала на 5-й этаж. Я бегала на 5-й этаж, и дом на Терновский, аура. Наверное, я их чуть-чуточку достала. Все время с одним и тем же вопросом. Ну, может быть, хоть что-то будет связанное с психологией на русском языке. И в один из дней она мне сказала, а вы точно будете учиться? Я же такой, да, конечно, буду. Очень сильно обрадовалась. В общем, результат. 19 сентября... открыли мастерат, как-то уже началась учеба, чуть позже открыли русскую группу, кто знает. 19 сентября я зачислена, 20 сентября подписываю контракт. Я так хотела учиться, что я даже не задала вопрос, а есть ли бюджет, а еще и для украинцев. В общем, на контракте все окей, держимся. Будет цель, будут и деньги. При изучении языков. Да, я пошла на курсы румынского в том же сентябре месяце. В октябре я прекратила посещать курсы, потому что для себя поставила приоритет. Ну, или курсы 3 месяца я бросаю в университет, или все-таки университет. Я думаю, что ответ очевиден. Так. Рефлексия моих действий. Вы же знакомы со словом рефлексия? Да? Итак, что я хотела? Ну, конечно, глобально я хотела достичь все свои цели. У меня не получилось с изучением языков.
я себе задаю вопрос, почему у меня не получилось? И выписываю, скажем так, такие причины неудач, чтобы на следующий шаг их учесть. Да, я не рассчитываю. Алло. Ой, так страшнее. Я выписываю причины неудач, просто чтобы их учесть на следующий раз. Да, я не учла где-то нагрузку. Я просто не могла подумать, что таки в конце сентября я поступлю в университет. А что у меня получилось? Я назвала это так, достичь 4,5 цели, потому что без языков. Я для себя лично выписываю технологию успеха. Как у меня получилось это все сделать? А получилось очень просто. Я сама для себя четко понимала все свои цели. Они были из моего реального «хочу». Их мне никто не навешал. Я удерживала все свои цели в голове при принятии решений и сверялась. А то, что я делаю, ведет реально ли к моим целям или куда-то в другую сторону? У меня был план действий с понятными реальными шагами и сроками. Я использовала все возможности, которые видела, и, наверное, те, которые не видела. Ну и самое основное, была честная с собой. Выводы. Так, сейчас, у меня тут шпаргалки, чтобы не запутаться. Основная причина неудачи, я думаю, что я вам не открою секрет, это мы сами. В жизни зачастую мы можем анализировать ситуацию, но когда доходим до этого пункта самоопределения, можем себе врать. И нечестно определившись, дальше не получается не создавать план действий, не делать какие-то шаги, потому что ты в это сам не веришь. Ну и вывод из плюс. Управлять своим будущим возможно, если знать как. Технология революционного перехода, я ее пошагово написала, могу повторить. Проанализируй ситуацию, в которой ты оказался. Определись, оно тебе нравится или нет. Поставь себе цели, сделай план действий, а потом шажочками куда-то иди. Эта схема нелегкая, но выглядит она так. С левой стороны это настоящее, это та ситуация, в которой вы сейчас живете. У вас будет будущее, оно так или иначе наступит, вы не остановите стрелки часов. Вы можете, вы все равно туда приплывете. Но ты точно так хочешь просто туда приплыть. Но вы можете себе поставить, нарисовать свою картинку будущего, делать шаги и прийти в то будущее, какое хотите. Перед вами я, которая использовала этот инструмент, которая нарисовала 1,5 года назад свою картинку будущего. И вот это будущее стало настоящим. Мне приходит время, чтобы опять проанализировать ситуацию и нарисовать следующий шаг развития и сделать свою картинку будущего. Внимание! Vă mulțumesc pentru atenție. Bravo! Bravo, bravo! Mersi foarte mult! Ați văzut o istorie. O istorie de viață. A unei femei care exact a nimerit într-o situație de criză umanitară. Cât de important este să avem acea reziliență și capacitate de a face față provocărilor și de a merge înainte. Iar noi cu dumneavoastră, vă știți că noi avem mare responsabilitate când venim în câmpul muncii să-i ajutăm, să-i susținem pe cei care au nevoie de noi. Sloganul campaniei acest an este investim în prevenirea violenței față de femei, față de fete. Evident, violențe în bază de gen. De ce? Pentru că a preveni este
mai puțin costisitor și mai eficient decât pe urmă a combate. Această conferință, acest eveniment, la final vreau să menționez încă o dată, este organizat de Universitatea de Stat în Moldova, într-un parteneriat deosebit de lungă durată cu Organizația Internațională pentru Migrație și cu suportul Ambasadei Statelor Unite în Republica Moldova, cu participarea și contribuția UNESCO, oficiului UNESCO în Moldova, că avem foarte multe cărți care ne-au ajutat, ne-au asistat să le elaborăm și să le edităm, care pot să vă fie de real folos. Organizația Neguvernamentală Speranța 87, Gender Centru, platforma pentru egalitate de gen. Și tot aici eu vreau să vă spun, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Inspectoratul General al Poliției, Ministerul Afacerilor Interne, pentru că noi toți putem contribui la prevenirea acestui flagel. Nu există nicio scuză și nicio justificare violenței în societatea noastră. Deci noi cu dumneavoastră suntem acele persoane responsabile de acele transformări care urmează să fie în societatea noastră. Orice schimbare începe de la fiecare din noi. Noi vă mulțumim! Mulțumim tuturor participanților și speakerilor, da? Și organizatorilor. Sănătate multă și să avem o viață fără violență.